Doi bărbați și o femeie care se dădeau drept inspectori ai oficiului pentru protecția consumatorului au fost prinși de polițiști din stațiunea Bușteni, exact când erau pe cale să mai dea o lovitură. Aceștia s-au prezentat la un magazin unde, sub pretextul unor nereguli găsite la fața locului, au încercat să-l păcălească pe patronul acestuia. Mi-au zis că anumite produse nu sunt bine aranjate, că nu am toate hârtiile depuse la vedere ca să vadă omul ce cumpără și ce nu cumpără. Mi-au zis că amenda este de 35 de milioane, dacă vreau să scap de această amendă, o să dea un fel de avertisment cu care în 30 de zile să remediez totul și se rezolvă. După ce a făcut această hârtie, cei trei m-au întrebat că totuși trebuie să le dau și lor ceva. Și a zis, păi nu, spuneți dumneavoastră, le-am oferit o anumită sumă de bani, i-am zis că este prea mică, într-un final am ajuns la 1200 de lei care trebuia să-i dau eu. Patronul magazinului și-a dat seama că niște inspectori adevărați nu ar fi negociat atât de mult și, sub diverse pretexte, și-a făcut timp pentru a se interesa de oficialitatea controlului, apoi a alertat poliția. În momentul acela intrase oricum de la bănuieli de ceva timp, fiindcă început să îmi spună niște lucruri care alții nu mi-au zis, că în caz că ajung la centrală, depun aceste hârtii care arată că totul este bine și de 12 luni mai am probleme cu OPC-ul. OPC am sunat la OPC București, la OPC Prahova. Am mai sunat pe cineva de la Poliția Economică și mi-a zis că nu este gardă, nu este nimic, că cei trei s-ar putea să fie impostori și mi-a spus să sun la poliție. În momentul acela am sunat la poliție și i-a zis că în cel mai scurt timp vor veni. Ca scuză, ca să aștept să nu plece cei din magazin, mi-a zis că banii noi i-am momentan acasă și că îmi vine niște prieteni de la Bușteni să meargă banii. Aceștia a rămas în magazin așteptând să le aduc banii. După 10 minute, un sfert de oră, a venit poliția, i-a identificat și de acolo. Polițiștii au dus la sediu pe cei trei și, în urma unui control sumar al mașinii acestora, au găsit mai multe produse, sume de bani sau acte pe care așa zis și inspectori OPC nu le-au putut justifica. Sunt cercetați în stare de libertate sub aspectul săvârșirea două infracțiuni, respectiv cea de înșelăciune și cea de uzurpare de calități oficiale. Ce au făcut concret? Au mers la o societate unde au pretins că sunt inspector OPC. Sub acest pretext și al constatării unor nereguli, au pretins administratorului acestei societăți suma de 12 de milioane. Polițiștii cred că așa zis și inspectori au mai păcălit și alți comercianții de pe Valea Prahovei și fac un apel către aceștia. În situația în care au fost și alte persoane înșelate, rugăm să prezinte la sediul poliției pentru probarea întregii activități infracționale a acestor trei falși inspectori. Cei trei falși inspectori sunt cercetați acum în stare de libertate, iar polițiștii atrag atenția comercianților ca în momentul în care ceva li se pare suspect în timpul controalelor de care au parte, să le solicite imediat ajutorul.